Atunci când mă cațăr, sunt într-o stare unică, perfectă, de concentrare maximă. Doar eu și peretele de escaladă. Am început să mă cațăr de mic, împreună cu fratele meu, la o sală de escaladă mică. Dar eram fascinat de ce acolo, de culori, de aventură, de varietatea prizelor. Și am ajuns chiar să câștig competiții naționale, balcanice, să merg în circuitul cupei mondiale. Tu vrei să, până la urmă, să cațeri traseul, să ajungi în vârf. Știi asta, e evident și e simplu. Și vine oarecum natural și ai niște prize pe care le vezi și începi să urci, începi să înaintezi pe ele. Și oarecum natural îți dai seama unde trebuie să pui piciorul, unde trebuie să duci mâna. Poți fi și ajutat, poți face asta și cu îndrumare, dar poți să descoperi și tu singur. Antrenamentul de escaladă începe cu o încălzire și în funcție de situație, încălzirea poate să fie mai lungă, mai scurtă, mai specifică. Se încălzesc toți mușchii, o încălzire generală și punem accent chiar pe articulații, pe degete, pe brațe. Nu există penibil și indiferent de vârstă. E un avantaj să nu fi făcut multe sporturi și să ai o musculatură dezvoltată, pentru că escalada este mai mult despre tehnică și nu despre forță. Chiar cei care au forță au un oarecare dezavantaj, pentru că vor să se folosească de ea excesiv și vor să tragă de prize, se simt foarte puternici și în contextul ăsta ei învață foarte greu tehnica. Și tehnica e ceva simplu, e un flow, e de răsucire, are și o latură artistică, pot spune așa. Încrederea este unul din marile beneficii și da, de cele mai multe ori când ajungem în fața unui perete de escaladă ne uităm neîncrezători, wow, dar oare pot să ajung eu așa sus în vârf? Iată că ajungem, să cățărăm traseu, ajungem în vârf, spre surprinderea noastră, deși nu ne așteptam sau ne așteptam să fie mult mai greu sau... Toți ajungem în vârf și reușim până la urmă să terminăm traseul. E un sport de echipă și odată încrederea în forțele proprii, dar și încrederea în cel ce ne susține și să, da, la 20 de metri să te țină, să stai atârnat de o sfoară, să te în mâinile cuiva și te uiți, oare mă ține? Da, el mă ține pentru că are dispozitiv, indiferent de câte kilograme am eu, pot să am și 100 de kilograme, că poate să mă țină și tu poți să mă ții, poți să mă asiguri, pentru că ai dispozitiv de asigurare special și e făcut în așa fel încât să mă poată susține fără probleme, să n-apară surprize. De 20 de ani vin la sala de escaladă și tot timpul descoper noutate. Îmi plac provocările noi, învăț lucruri noi în fiecare zi.